România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Adevărul are marea calitate că iese la suprafață oricât l-am ține sub obroc. Iese el mai devreme sau mai târziu sau atunci când învățăm mai mult. Când înțelegem mai bine situațiile pe care le trăim și atunci avem și noi plăcuta ocazie să ne cântărim conducătorii. Ceea ce vom face și astăzi. Știrea zilei sună așa, oameni buni, guvernul României nu a anunțat populației un sfert din numărul morților de COVID de anul trecut. Grupul de comunicare strategică ne-a spus de 16.000, dar în realitate sunt mai bine de 21.000. Datele sunt cuprinse într-un raport al Ministerului Sănătății prezentat de Ioana Mihăilă. În realitate, spune ministrul ieri la Europa FM, s-ar putea să nu știm niciodată care este numărul real al morților. De unde vine această diferență, o să vă întrebați. Statul român lucrează cu două tipuri de baze de date. Una care se numește Corona Forms și care înregistrează datele actuale de la o zi la alta și alta care înregistrează certificatele de deces constatatoare. Astea din urmă, zic autoritățile, se procesează mai greu. Între cele două baze de date se adună informații diferite de la spitale și alte autorități și așa s-ar ajunge la această situație. Ministrul Ioana Mihăilă ne-a îndemnat astăzi să nu căutăm vinovați, pentru că este greu de spus cine și de ce ar fi făcut asta sau mai ales dacă are cineva capacitatea de a organiza o astfel de acțiune de așa dimensiuni. Datele confirmă însă spusele fostului ministru Voiculescu, înlăturat din funcție cu scandal și reproșuri ulterioare pe această temă. Așa fie vorba între noi, nu este prima dată când Voiculescu a avut dreptate. El este primul care a anunțat că s-au anunțat testările către public și am văzut că sunt puține. A avut dreptate când s-a îndoit de numărul de cazuri raportate și l-a bănuit a fi mai mici. De asemenea, a avut dreptate când a anunțat public că există un sistem de vaccinare paralel la care majoritatea populației eligibilă la data respectivă nu avea acces. Rata de calculare a bolii a redevenit una mai apropiată de realitate tot în mandatul său, vă amintesc. Asta nu-l face pe Voiculescu vreun erou, ci mai curând să-i spunem un avertizor de integritate. A existat chiar un moment în care i-a spus unei foste colege de partid, de coaliție, de fapt, că preferă ca lumea să știe în ce situație ne aflăm. Adevărul, oricât de dureros, este folositor societății, pentru că vom ști atunci cu ce ne confruntăm. Discuția de astăzi însă nu este despre domnul Vlad Voiculescu. Eu doar am făcut o paranteză să vă aduc aminte despre niște lucruri pe care le-am trăit săptămânile astea. Am vrut să vă atrag atenția. Discuția de astăzi este despre sistemele care ne înconjoară și despre modul în care alegem ca societatea să funcționeze și despre percepția voastră, că asta e foarte importantă. Pentru cei mai mulți dintre noi, în această țară, cei 20.000 de morți de anul trecut, poate cei 30.000 care s-au atins până acum, pot să nu spună foarte mare lucru. S-ar putea să nu aibă o semnificație specială câtă vreme rămân o cifră abstractă. Câtă vreme nu a murit nimeni lângă noi, cifra asta rămâne așa, un număr și nu se transformă în durere. Pentru fiecare dintre acești oameni, asta înseamnă însă o familie distrusă și îndurerată. Cifrele corecte sunt o formă de respect și la adresa lor. Iar statul este dator să spună adevărul pentru că societățile nu pot funcționa altfel. Dacă greșiți sau mințiți azi, lumea o să creadă mereu că manipulați informațiile pentru un anumit scop, că nu vă preocupă mai binele locului în care trăim, ci de fapt puterea. Nu cred că există un stat care să stăpânească această problemă în mod perfect. Nu cred că există vreun loc în lume în care cineva să știe la virgulă ce s-a întâmplat în timpul acestei boli. Dar cred că intenția de a spune adevărul contează. Or, tocmai asta vom judeca noi astăzi aici. Onestitate sau greșeală?
stimați ascultători de Europa FM. O să vă dau telefoanele, vă adresez întrebările de astăzi și vă invit la o discuție despre percepțiile voastre, căci nu suntem ziariști de investigație și nu vom deține adevărul până la final. Dar vreau să știu ceea ce credeți, pentru că e important. 0372069599. Îl repet și pentru cei care vor să vină întâia dată. 0372069599. Și vă spun că suntem și pe Facebook. Eu mă uit acolo printre mesajele voastre și încerc să mai selectez unul altul. Cum primiți aceste noi date de la Ministerul Sănătății? Ce impresie vă face acest comunicat? Că, domnule, un sfert de un sfert dintre morți nu știam. Sunt aceste erori pe care le-am enumerat oneste sau ele ascund o încercare de manipulare a adevărului? Și poate mai important de atât, de ce nu reușește statul român să comunice corect și foarte transparent în această pandemie, în ciuda problemelor care pot apărea? 0372069599, vă aștept la radio și pe Facebook. Dezbaterea este deschisă în acest moment. Ciprian, salutare, mă bucur să te aud. Salutare, salutare și bună ziua tuturor ascultătorilor. Eu aș privi această situație din două puncte de vedere. Primul, legat de cine ar fi... Mă rog, cine numără acești morți și cine îi introduce în sistem, cine apoi comunică datele exacte către publicul larg. Bănuiesc, am pierdut prima parte a emisiunii, bănuiesc că tot din sistemul sanitar, mă rog, din ține de... Datele vin de la spitale, de la direcțiile de sănătate publică, se introduc în cele două sisteme. Comunicarea către noi se face de grupul de comunicare strategică, celebrul grup pe care nu știm cine îl conduce și din cine este alcătuit. Mă rog, doar pe informații atunci pe sursă. Prima impresie, la primul punct a mea, este că Ministerul Sănătății este a doua oară când își dă singur foc la valiză. Adică ei se supără pe cineva din afară, generic vorbind, că nu a comunicat bine cu toată lumea, dar vorbim exact de Ministerul Sănătății, adică exact de Vlad Voiculescu sau recte de persoana în cauză în acest moment. Adică cum ai ajuns la această concluzie? Păi simplu, ei spun că nu s-au comunicat corect, nu s-au înregistrat corect numărul de decese în sistem și astfel și cifra transmisă către public nu este cea corectă. Ei spun aproape apăsat că dintre cele două baze de date care există la dispoziție, grupul de comunicare strategică, că de aia zice de comunicare, el făcând comunicările, a ales să comunice datele mai mici. A ales, adică fără să fie la masă și Ministerul Sănătății? Nu Ministerul Sănătății poate să facă comunicarea, pentru că știi că la multe mese... În momentul în care se ia decizia, refer, nu cine. Când se ia decizia ce dată să fie transmisă, bănuiesc că și domnul Vlad Voiculescu a fost la masă. Mă rog, să nu luăm Vlad Voiculescu, să luăm Ministrul Sănătății, ca să nu facem proces de intenție. Adică și ei sunt acolo, nu poți, după ce s-a luat o decizie, tu să ieși la televizor să zici, eu nu sunt de acord cu acea decizie. Ai fost la masă, înseamnă că... Adevărul este altul. Ești parte. Păi nu, înseamnă că s-ar fi opus și în interior, eu așa înțeleg. Să spunem că ai dreptate și s-au opus și în interior și, având în vedere că n-au avut succes, au ales calea de a ieși în public pe calea articolelor și interviurilor să spună că nu suntem de acord, fără să lupte în interior, adică acolo, la masa deciziilor. Au luptat, căci situațiile anterioare ne arată următorul lucru. Nu mă convinge, pe mine nu mă convinge. Ok, uite, despre asta e vorba până la urmă, e vorba de percepție. Da, știu asta la prima, dată. Prima parte. Te rog, scuză-mă, că te întreb doar ca să ajung la doilea punct, exact doilea punct. Este a doua oară când am impresia că acest Minister al Sănătății devine un stat în stat, să spun așa. El vrea într-adevăr să se reformeze, dar e ca și cum cineva nu l-ar lăsa din afară să se reformeze. Eu țin să cred că nu este așa. Adică eu dacă aș fi la Ministerul Transporturilor, n-aș da vina pe nimeni pentru insuccesurile mele. Și a spune, băi, eu sunt din n-am reușit să-l schimb, să-l modific, să comunic. Este a doua oară când încearcă să spună cineva din afară nu ne lasă pe noi să ne facem treaba sau să comunicăm corect. Nu, asta e adevărul, adică nu așa pare adevărul, adică ei, hai să încercăm să înțelegem mecanismul. Mircea, scuze, o să îl mai țin pe Ciprian un minut pe telefon.
Ciprian, deci avem un grup alcătuit din mai multe entități. Ministerul Sănătății, Ministerul Educației, Ministerul Apărării, toată lumea care contribuie la chestiunile astea. Grupul ăsta e condus de grupul de comunicare strategică. Oamenii de la sănătate sunt doar unii de acolo, din grupul ăsta, și ei spun niște lucruri. Și toți spun, domnule, luați-ne și pe noi în seamă cu treaba asta. Cu vaccinarea făcută la bătrân, cu centrele de vaccinare paralele, cu comunicarea exactă. Și oamenii aia spun, nu, eu îți prezint o ipoteză aici, că n-am fost acolo între ei. Și oamenii aia spun, nu, uite ce am hotărât, noi mergem așa. Înțelegi? Da, de acord. Vorbim de democrație, da? Vorbim de vot. Știu eu. Și este urât să te dezici. Interior, doar pentru că nu-ți convine. Sau mă rog, chiar dacă ai dreptate, iar o mică, scurtă paranteză, mică, scurtă, într-o firmă privată, hotărâm să facem o investiție pe, nu știu, o matriță nouă și unul dintre trei, dintre colegi, unul de pe tehnic, unul de pe resurse, spune, băi, nu-i momentul, celălalt de pe vânzări, marketing, ba, dai momentul, te vota, facem investiția. Ce ar însemna? Cei trei care nu au fost de acord să meargă la șefii mai mari, la patron, să spună, sau un put, băi, eu nu am fost de acord, nu sunt ok. Nu, domnule, ne asumăm cu toții, suntem la aceeași masă, suntem la guvernare, hai să împingem barca înainte, nu să tot ne dăm teme de discuție false, nu? Asta, adică, e o temă falsă? Da, eu zic că e o temă mega falsă. Hai să discutăm despre cum, cât de repede putem construi un spital în paralel cu cel privat, care se face mai repede decât a făcut țara asta în 30 de ani. Foarte hai interesant. Să ne batem pe chestii de genul ăsta, nu? Și data viitoare, când se construiește spitalul și nu se va spune adevărul până la capăt, cum va fi? Este vina tuturor de la masă, nu doar a Ministerului Sănătății sau lui Vlad Voiculescu sau lui Câțu. Nu, toată guvernarea, PNL, USR, UDMR, e ca și cu ursul ăla, Dumnezeu să-l ierte. Aceeași chestiune nu e vina ministrului pădurilor. Nu, este a guvernării, toți suntem la aceeași masă, Doamne, nu, hai să nu ne înțepăm pe public, pe radio, am să spunem, nu, ăla, ba ăla. Da, am mai auzit punctul ăsta de vedere, sunt foarte, nu știu dacă funcționează așa, mulțumesc tare mult, Ciprian, dar eu ca populație, ce-mi doresc, adică, nu știu, cumva, parcă mi-ai descris mersul Partidului Comunist, păi acolo numai tovarășii știau între ei, tovarășii știau mai bine, asta e expresia. Băi, tovarășii discutau între ei, spuneau, asta populația să nu știe. Uite, eu sunt mai curios din punctul meu de vedere și aș vrea să știu dacă statul meu a greșit sau m-a mințit când a făcut datele epidemiei mai mici. Mircea, salut! Mulțumesc pentru răbdare! Te salut, Cătălin, și bună ziua tuturor ascultătorilor Europa FM. Din start îți spun că fac parte dintr-o instituție care face raportări. Și în primul aspect, cred că este vorba de o greșeală. Greșeală care cred că provine de la faptul că certificatele de deces care se eliberau ulterior, probabil că aveau o oră de raportare pentru ziua anterioară, se eliberau după și nu le mai includeau în raportarea operativă la ora respectivă și nu le mai introduceau ulterior în raportare, pentru că nu poți să raportezi pentru ziua precedentă 100 de decese, să mai apară încă 15 ca urmare a certificatelor de deces care nu au fost eliberate imediat sau, mă rog, necesitau investigații mai serioase și nu le mai raportau ulterior. Mm-hmm. Și ele s-au adunat, dar nu se putea face o ponderare la un moment dat, să-mi explici în luna noiembrie chestiunea asta și să spui, domnule, și la sfârșitul lunii facem o ponderare și o să mai apară unii. Da, aici cred că lucrurile au ținde chiar de Ministerul Sănătății, care trebuiau să facă această ajustare. Eu îți spun, din punctul meu de vedere, sistemele de raportare în România sunt la pământ. Din ce cauză? Îți spun că sunt foarte multe sisteme de raportare cu programe de operare diferite, nu sunt compatibile. Eu cred că totul este legat de voința unor raportări, unor cifre corecte și dacă există voință se poate face la nivel național un sistem de raportare pe nivele de acces și cred că asta este singura soluție, ca oamenii să fie bine informați și ca să reprezinte realitatea. Pentru tine e important dacă lucrurile sunt prezentate corect? Pentru că... Foarte important. Pentru că numai pe cifre raportate corect se pot face analize, se pot trage la răspundere anumite persoane sau cere explicații.
Ciprian mai devreme spunea așa: domnule, întâi rezolvați problema între voi, și cred că și domnul Cristian Tudor Popescu a spus asta la un moment dat. Rezolvați problema între voi, prezentați-o după ce aveți o concluzie la chestiunea asta. Da, aspectele astea ar putea fi generate din mai multe motive. Nu sunt în măsură să... Probabil și din cauza faptului că sunt partide diferite, orgolii diferite, și în primul rând, ce important este ca sistemul de raportare să fie atât de bine pus la punct încât să nu fie la dispoziția unor orgolii personale sau unor partide. Știi, și pe viitor. Bun, dar lămurește-mă cu altă chestiune. E posibil să fie și o competiție. E posibil să se faulteze între ei. Nu exclud lucrurile astea. E însă să se adună mai multe date. Centre de vaccinare paralelă, raportări inexistente. Ne-au fost ascunse raportările multă vreme. N-am știut câte testări se fac. Adică se adună mai multe date. Rata de incidență schimbată. Nimic din toate astea nu te pune pe gânduri? Ba da, e vorba de șovăială, ușoară incompetență, și nu mizez pe rea încredere, mizez pe bună încredere, dar lipsa de onestitate și lipsa de asumarea responsabilităților, chiar și ulterior, asta ne este caracteristică. Îți mulțumesc tare mult, Mircea. Chiar așa, cine să-și asume responsabilitatea? Uite, Mihaela Nica spune pe Facebook în felul următor: ministrul a afirmat că tocmai angajații Ministerului Sănătății nu au făcut raportările corect și nu au evidențe corecte. Da? Și întrebarea este în felul următor: bun, și atunci când constați o chestiune de asta, e doar o greșeală? Adică, sau sunt și niște urmări în povestea asta? Adrian, salut! Ce punct de vedere ți-ai format? Salut! În problema asta sunt două chestiuni de bază. Voiculescu a plătit cam degeaba, eu mai că nu l-au linșat pentru toate chestiile că ce le-a scos la iveală. Ba, de linșat a fost linșat, să fim... Da, 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 mă rog, la propriu, nu l-au linșat la propriu. Politic, da, a fost linșat politic, exact. Cariera lui politică este curios cam terminată. Domnul Câțu ce are de spus legat de chestia asta, când încep să dovedească toate poveștile pe care le scotea la iveală Voiculescu. Și eu sunt curios, da. Și al doilea, lucrez într-un domeniu în care am fost oarecum toată ziua în contact cu pacienții și era o panică la un moment dat că orice deces era declarat deces COVID. Era o istorie cum că statul interesa să declare cât mai mulți morți ca să-și ia niște bani de la Uniunea Europeană, că medicii sunt plătiți și mituiți să declare orice mort COVID. Se pare că de fapt e exact invers. De fapt, s-au declarat mai puțin morți. Bun, aceea era o teorie a conspirației, care era menită să spună că nu există niciun fel de epidemie în România și hrănea teza aceea absurdă a îngrădirii libertății. Păi și poate tot de acolo pornește și povestea asta. Poate că, nu știu. E din zone cineva diferite. Tot timpul caută o chichiță guvernării, cineva tot timpul caută ceva acolo ca să îi înlăture pe ăștia care vor să facă o mică schimbare. Eu la Voiculescu de-a mea am așteptat să ajungă a doua oară la guvernare, sperând că va reuși să facă ce a făcut împreună, sau și cu ajutorul lui, cele două doamne cu spitalul din București. Da, nu știu. A avut o mare participare și el acolo, adică chiar și, dacă nu altfel decât moral, de susținere, a adus și el destui oameni acolo care s-au implicat. Cred că da, așa ar trebui privite lucrurile, că am mai spus la un moment dat doamna Firea, dacă nu mă înșel, că spitalul acela e făcut de domnul Voiculescu, ori nu era făcut de asociația lui. Voiculescu... Sperăm ca experiența de acolo să vină și către alții, către alte județe, către alte orașe, către, nu știu, către toată lumea. Ești medic sau, mă rog, lucrezi în zona respectivă? Nu, dar sunt într-o firmă care asigurăm suport de oxigen. Eram curios cum percepeți voi lucrurile acestea, greșelile astea, împleticirile astea de comunicare pe care le lumea nu mai înțelege nimic, asta spuneam, că lumea, eu sunt în contact zilnic, văd câțiva pacienți care ies din spital sau aparținători care au oameni în spital, sunt buimăciți toți, sunt dați peste cap, nu mai înțelege nimeni nimic. Da. Acum spunem una, mâine spunem alta. Dar interesant e că, din punctul meu de vedere, toate vin cam din partea aia PSD, PSD, AUR, toate vârcolirile astea sunt provocate așa ca să
denaturăm adevărul, să ascundem pe cât posibil tot ce s-a făcut rău și să dăm în ăștia, că ei sunt la putere, acum haideți să dăm în ei, ca peste 4 ani să nu mai aibă nicio șansă să revină. Și asta e foarte posibil. Adrian, îți mulțumesc, drum bun și spor la treabă. Lucia spune pe Facebook, cum să ai încredere în miniștri dacă timp de 30 de ani am fost mințiți? Vedeți, chestiunea încrederii este absolut esențială în acest moment. Un raport de genul acesta vine și contribuie în timp să asigure încredere. Cineva ne spune, uite, am greșit aici, nu știm încă cum și nu știm încă cine, și noi așteptăm niște concluzii cu care să putem merge mai departe. Săptămâna asta v-am întrebat la un moment dat dacă ați vrea să lucrați la statul român. Și, deși are cele mai bune salarii și cele mai mari beneficii, aproape în corpore, cei care ați intrat aici în această emisiune sau ați scris pe Facebook, ați spus, nu, Doamne ferește, uite, ăsta e motivul. Pentru că la un moment dat cineva vine și spune, domnule, stați un pic, am făcut o greșeală, nici măcar nu știm de unde e greșeala asta, dar ea vine într-un șir de greșeli și populația începe să se întrebe, dom'le, dar de ce ați făcut lucrurile astea? Sau aveți o explicație la chestiunea asta? Simona, salutare, ești la România în direct. Bună ziua, Cătălin. În primul rând aș spune de mai multe ori rușine. Rușina pentru cei care nu l-au susținut pe domnul Voiculescu. Adică aș vrea să-i întreb de ce nu s-au susținut acest om, mai ales că s-au dovedit acum a fi reale ceea ce a spus dumnealui. Rușina pentru cei din sistem. Cum pot eu să am încredere în statul român dacă statul român de la o săptămână la alta vine cu alte informații, ceea ce denotă că mă minte. Dacă eu greșesc, sunt trasă la răspundere. Spuneți-mi aici, nu există codul penal în care se spune că acei oameni care au scris greșit ceva acolo, nu pentru altceva, doar pentru, nu știu, greșeală în funcție sau nu știu, trebuie să existe ceva. Oamenii ăștia sunt trași la răspundere. Va plăti cineva? Nu. Acum, știi cum e? Dacă e o greșeală onestă, că asta sugerează doamna ministru. N-avem probe, n-avem date care să arate că ar fi altceva, dar e un șir de împleticire. Cum mai vrea să plătească? Haideți să vă spun ceva. În clasele mici, când vrem să învățăm pe copii să numere, îi punem așa, mai punem un bețișor, mai punem. Puteau să facă sincer, acum mergând pe cel mai elementar logic. Păi, o liniuță, a murit ăla de COVID, ăla de COVID. Și număram liniuțele. Cât de greu poate fi? Nu știu, nu mă pricep. Cineva deci, care din insistem... punctul meu de vedere, trebuie să răspundă cineva pentru toate chestiile astea. Deci cineva trebuie să răspundă. Simona, deci stai. Eu asta mă aștept, să răspundă cineva, nu domnul Voiculescu, nu. Ăla care a scris acolo. Sunt atât de mulți în sistem care iau bani degeaba. Stai o secundă, Simona. Uite, fac un apel în acest moment către cei care lucrează strict la chestiunea asta în sistemul de sănătate din România, sau în sistemul ăsta de raportări, știu că e foarte multă lume pe recepție, știu că sunt oameni care lucrează acolo, dați-ne un telefon și spuneți-ne voi cum s-ar fi putut întâmpla lucrurile astea pe care noi nu le înțelegem și ce credeți voi despre chestiunea asta. Simona, cu ce idee pleci din tot acest șir de întâmplări care, nu știu, să mai pot adăuga? Simona cea cu sora bolnavă de COVID medic. Deci tot eu sunt. Eu merg pe ideea care a spus-o sora mea. Totul este o minciună. Deci totul, deci eu atâta am învățat din acest COVID, că ne-am făcut mai răi, mai dușmani între noi și că totul este o minciună, sincer. Deci eu cu atât am rămas, din păcate. Îți mulțumesc tare mult, Simona. Cătălin Tolontan a fost la conferința de presă a ministrului. El a scris în urmă cu câteva minute pe Facebook următorul lucru. Ministrul Sănătății, și asta trebuie să înțelegeți exact, da? Nu a vrut să facă public raportul. Deci ceea ce v-am prezentat noi astăzi sunt date prezentate pe gură de domnul ministru, de doamna ministru, dar raportul, documentul în sine, analiza, tot ce este în spatele acestor date, nu este în mâinile ziariștilor, ca să înțelegeți asta. Continuă Tolontan. Deci nu a vrut să facă public raportul morților nedeclarați și a spus că în Parlament va prezenta tot date agregate. Da? La întrebarea, veți da raportul publicului? Ministrul Mihail a răspuns, v-am adus la cunoștință cifrele agregate. Jurnalista a repetat întrebarea, nu vă supărați, v-am întrebat altceva, dacă dumneavoastră o să publicați raportul, adică tot documentul pe care ați făcut chestiunea asta.
V-am adus la cunoștință cifrele agregate, repetă doamna Mihaila. Cum fiecare ziarist a avut dreptul la doar două întrebări, următoarea reporteră a reluat întrebarea. Înțelegem că nu dați public raportul, ne puteți spune de ce? Iar ministrul zice așa, faceți o afirmație. V-am răspuns, v-am adus la cunoștință cifrele agregate. Așadar, de aici înțeleg în continuare următorul lucru, că noi nu avem posibilitatea ca jurnaliști sau alte entități independente să vadă cum ați făcut calculul ăsta, pe unde s-au plimbat cifrele astea și ce reprezintă ele. Sunt tot o comunicare din partea statului. Adică azi e Ministerul Sănătății, mâine e grupul de comunicare strategică. Te pomenești că au reușit și ăștia cu alte date. Liviu, salutare! Ce impresie ți-ai făcut? Greșeală onestă sau încercare de ascundere a adevărului? Asta e întrebarea azi la România în direct. Eu cred că e vorba de ambele aspecte. Dar ce m-a dezamăgit referitor la doamna ministru, în afară de faptul că nu va face public raportul, a fost și o frază pe care a reiterat-o de vreo 2-3 ori. Nu aș căuta vinovați, ci mai degrabă m-aș îndrepta spre o refacere a sistemului de raportare. Păi de ce să nu căutăm vinovați? Dacă nu vom căuta și nu vom găsi vinovații, nu vom ști nici cine se poate, cine poate repeta o astfel de întâmplare și în alte zone. Sistemul de raportare probabil că este într-o degringoladă totală, cum de altfel sunt foarte multe sisteme ce ar trebui să funcționeze ceas pentru o bună analiză și o bună îndreptare a lucrurilor pe viitor. Lucrurile astea niciodată nu vor fi reparate dacă nu vom avea parte de nominalizarea celor care au greșit, intenționat sau neintenționat. Că aici e greu de stabilit dacă lucrurile... Eu cred totuși că nu a fost ceva intenționat, pentru că nu văd cu ce ar ajuta 1.000, 2.000, 3.000 de morți în plus sau minus. Am să-ți spun eu la ce ar putea ajuta, nu neapărat de la mine, că nu sunt convins, dar am auzit teoria asta de-a lungul anului trecut. Și forțe politice au exprimat-o destul de clar. Ați redus datele epidemiei ca să puteți face alegeri, da? Țin minte întreaga această discuție care s-a purtat în lunile octombrie și noiembrie ale anului trecut, în toată toamna anului trecut. De acord cu dumneavoastră, dar... Nu trebuie, dar, că nu e teoria mea, că eu n-am cum să probez asta, dar au venit niște oameni din opoziție, pe care, sigur, unii îmi plac, nu numărul morților ar fi influențat organizarea sau neorganizarea alegerilor, ci numărul celor îmbolnăviți. Deci dacă la 10.000 de îmbolnăviți ar fi murit 10 oameni în plus, rata de incidență n-ar fi avut de suferit. Deci rata de incidență era cifra care trebuia măsluită în cazul care... Păi, și nu ții minte că a fost altă formulă care a fost schimbată după ce au trecut alegerile, rata de incidență? S-a schimbat și rata de incidență, să știi. Uite, date puse cap la cap și astăzi poate să vină oricine a venit, domnul Ciolacu sau domnul Simion de la AUR și să spună, prieten, ce ați făcut? Da, totdeauna când se întâmplă o greșeală, intenționată sau neintenționată, sunt o mulțime de interpretări ulterioare. Cum înainte de, pe la începuturile pandemiei, toată lumea țipa că se raportează mai mulți morți ca să se ia bani europeni, ca să mai știu eu ce alte nebunii, iată că acum s-a născut un nou subiect pe faptul că s-au raportat mai puțini morți. Și toate astea din acea meteahnă pe care probabil că au dus-o mai departe din gură în gură funcționarii care au fost angajați de-a lungul timpului la stat, când știm bine că pe vremea lui Ceaușescu raportările se făceau pur și simplu din pic. Da. Deci transparența... acolo se stabilea dinainte ce trebuie raportat și se raporta. Că știți bine, bancul cu agricultura, când au zis să opriți însămânțările că ne apropiem de Moscova. Că trecusem în Ungaria, asta era, da, cred că ăsta era bancul, dar cu multe variante. Mulțumesc tare mult, Liviu, pentru concluzia ta. Transparența nu este o certitudine și nicio calitate a administrației românești. Totul se raportează în sus, totul merge în sus și un șef trebuie să aprobe dacă da sau ba se întâmplă anumite
lucruri. Fugim de transparență, chiar și pentru cele mai mici lucruri. Dar aminte când vine vorba de o nenorocire care s-a abătut peste noi. Beatrice, ești la România în direct. Bine ai venit! Bună ziua! Bine te-am găsit! Sunt medic epidemiolog, vreau să spun. Lucrez în spitale. Mulțumesc că ai sunat! Raportarea de COVID nu a intrat, ca să zic așa, în jurisdicția mea, dar datorită scandalului cu decesele a trebuit să mă implic, să văd cum funcționează cele două sisteme, că sunt două sisteme actual. Unul este alerte MS și unul este prin aplicația Corona Forms, dacă se știe. Da, da. Și ce ai descoperit? Da, deci alerte MS este o aplicație foarte simplă, se bagă strict numeric, iar Corona Forms este o aplicație mult mai avansată, ca să zic, cere mai multe detalii. Pacienții sunt raportați pozitiv de către ambulanță sau cine îi testează în principiu, laboratoare, medici de familie, cine le face testul. Și DSP-ul îi validează relativ, apoi spitalele ar trebui să intre și să își aloce pacienții care sunt internați lor. Uh-huh. Iar după aia se introducă pentru acești pacienți diverse date, iar undeva pe parcurs s-au rupt mai multe fire, ca să spun așa. În principiu, organizarea a fost proastă de sus până jos. Și de aceea diferența este mare între alerte MS și Corona Forms. Pe cea simplă s-a putut da mult mai ușor, pe când pe Corona Forms, durând mai mult introducerea datelor și n-a fost foarte clar cine, cum trebuie să, că trebuie să ne intrăm, să ne alocăm singuri sau că trebuie să s-a mai pasat responsabilitatea. Nu este aceeași persoană care răspunde de raportări în toate spitalele. În unele spitale o face un medic, în alte spitale o face registratorul. La început era foarte vag, inclusiv decedații, cum îi raportăm la DSP, acum e mult mai exact. Adică am primit un număr dedicat și cu o adresă de mail dedicată. Voi ați primit, de fapt, o muncă birocratică pe care ați făcut-o prin rotație sau colegii tăi au făcut-o prin rotație? Colegii au făcut-o prin rotație. Uh-huh. V-am zis, la unele birou se ocupă statistica, la alții registratura. Raportările se dau și la ora 6, de exemplu. Pentru asta, uneori s-a suplimentat cu o tură pe acel birou. Situația a fost la mai multe spitale cu... Nu am mai stat de vorbă cu alți colegi, puțini colegi epidemiologi care există în țara asta. Problema, vă zic sincer, a fost o problemă de organizare, care s-a făcut un sistem de raportare super rapid. S-a dat să se raporteze și nu s-a oferit foarte multe detalii despre ce și cum și cine și când asupra sistemului. Ar fi fost mai util, din punctul tău de vedere, Beatrice, să existe un singur sistem de raportare, astfel încât să existe un singur... Da. De raportarea este deficitară în România pe toate principiile. Deci pe toate boile, din punctul meu de vedere. Este firesc... Deci nu este o problemă de transparentizare, că lumea vrea să ascundă, cât este o problemă de fugă de răspundere. Ha? Lumea are impresia că în momentul în care zic este o problemă, în acel moment ești considerat tu vinovatul sau că tu trebuie să o rezolvi. Ce interesant. Și atunci merge pe principiul... Da, lasă că nu s-a întâmplat nimic rău. Și până nu se întâmplă nimic rău, stăm așa, pur și simplu. Este firesc ca voi medici să vă ocupați de procedurile astea? Eu pe epidemiologie fac în principiu hârtii și aș putea să zic că cred că la un nivel cineva ar trebui să verifice raportările care le dă un cadru medical sau ori directorul medical sau cineva, ar trebui să le verifice. Nu poți să te aștepți ca să o dea tot timpul, nu știu, asistenta registratora. Mm-hmm. Mm-hmm. Cred că trebuie verificate datele care se dau pe de altă parte. Nici nu poți să faci cum se practică. De exemplu, sunt spitale în care dă directorul medical raportarea și se trezește că își cară tableta după el,
ca să o dea sau sună la spital să ceară datele de acasă, din concediu, din parc, unde se află. Cum ei spune astăzi, presupunând că doamna ministru a sănătății și celebrul grup de comunicare strategică te ascultă, cum el îi spune astăzi să pună capăt acestei probleme? Acum, momentan, problema, ca să spun așa, s-a cât de cât rezolvat. Adică, de sus până jos, vă zic sincer, și DSP-urile și-au schimbat organizarea, nu știu, s-au organizat mai bine datorită crizei actuale, ca să zic, în ghilimele, probleme apărute cu decedații și ca spitale am primit mai multe date, asistență, care până acum bănuiesc că n-au venit din cauza de lipsă de timp sau nu știu, n-au știut nici ei ce să facă și acum au primit și ei la rândul lor de la minister în sus. Eu am mai discutat cu colegi de la DSP și mi se păreau că și ei erau frații luați prin surprindere la fel cum eram noi din spital. Deci problema a venit de sus până jos. De multe ori mi se zice să facem o chestie, dar nu îi interesează cum o faci. Adică problema asta o avem, de exemplu, și cu minunata și celebra acreditarea spitalelor. ANMCS-ul ne zice niște standarde pe care noi trebuie să le îndeplinim, dar nu ni se zice cum trebuie să le îndeplinim. Și la un moment dat s-ar putea să nu le îndepliniți. Beatrice, mulțumesc! Ai făcut multă lumină în ceea ce avem de discutat astăzi. Foarte interesant. Un sistem putrezit, cum s-ar spune, și uite că mai și învățăm. S-ar putea să iasă niște, și niște lucruri bune de aici. Daniel, ești la România în direct. Salutare, bine ai venit! Bună ziua! Ce idee ți-ai făcut? Ce percepție ai despre toate poveștile astea controversate care s-au donat una după alta? Păi este stilul clasic al statului român. Multe forme fără fond. Care nu cred că se va schimba vreodată din punctul meu de vedere. Păi uite, tocmai spunea Beatrice mai devreme că de când s-a pus presiune publică pe situația asta, au început să învețe mai mult, să primească mai multe date, mai multe formulare, mai multe explicații, adică e spre bine. Da, problema e că, de exemplu, citeam dimineața o știre, în Europa sau în anul ăsta cu pandemia s-au luat mai puține cazuri de cancer, au mai fost detectate sau ceva de genul ăsta cu vreo milion. Da, ceea ce îmi duce înspre numărul, peste numărul morților de COVID. Și lucrurile o să fie complicate pentru oamenii ăștia acum. Bun, pe de altă parte, multă lume nici n-a avut acces la spitale, la multe spitale, oamenii s-au ferit și au amânat controlele medicale. Există tot felul de situații de genul acesta. Da, s-au ferit de COVID și au dat de alte probleme, din păcate. Dar aș vrea să înțeleg de la tine, nu vezi nicio rezolvare în această chestiune? Din punctul meu de vedere, nu. Doar o să mai cadă poate ceva capete. Aha. E posibil. Asta mie mi se pare exclus în momentul ăsta. Uite, dacă vrei, punem pariu, nu știu, te întorci peste două emisiuni săptămâna viitoare, dacă e cineva care a căzut, să-mi spui și mie, că eu sunt tare curios. Ok, rămâne așa. Mulțumesc tare mult, Daniel, spor la treabă. Ștefania, bine ai venit la România în direct. Bună ziua. Astăzi vedem dacă e eroare sau cineva ascunde adevărul în toată această controversă. Te ascult. Consider că sunt ambele. Pe de o parte, au fost interese și astea sunt interese electorale și n-ar trebui să le ignorăm pentru că, da, dar ar fi pueril așa să ignorăm acea situație. Și pe de altă parte, e nepostare. Nu știu dacă neapărat eroare, ci pur și simplu nepostare. Nici măcar n-am putea vorbi de lipsă de profesionalism, pentru că acolo noi suferim în țara asta de lipsa bunului simț. Și consider că undeva, da, numărul n-a mai fost raportat pentru că asta dădea prost la cifre. Știți, am fi văzut atunci un sistem sanitar în România în care nu e capabil să salveze. Și doar Dumnezeu salva. Și asta a fost un lucru, cum să spun, cât se poate de real trăit de cei care au avut membrii ai familiilor internați în spital în perioada respectivă. Ai avut cu cineva? Îmi pare rău să spun, dar România este un este sub am ceva emoții acum că vorbesc,
dar este sub imperiul manipulărilor și din asta și al intereselor. Și din asta nu putem să ieșim ușor. Sunt pe de o parte cele electorale, dar sunt și pe de cealaltă parte și cele din sistemul sanitar. Și în sistemul sanitar din România sunt suferim de nepăsare foarte mare. Și bineînțeles că sunt și interese financiare aici și pe care n-ar trebui să le ignorăm, sunt cele din sistemul privat, pentru că e un sistem privat de sănătate care crește și tot crește și de multe ori îndauna sistemului de sănătate de stat, pentru că de multe ori mergi la sistemul de sănătate privat doar ca să beneficiezi de anumite chestiuni de rutine pe care ar trebui să le ofere sistemul de stat și aici sunt anumite interese și ar trebui să le luăm în calcul și pe de altă parte de nepăsarea pur și simplu a cadrelor celor care lucrează în sistem. Să merită Dumnezeu, dar este un adevăr. Eu am din exemple personale. Din nefericire, din familia mea, două persoane au murit anul trecut de COVID. Și pe lângă aceștia, au cinci, pentru că accesul s-a făcut foarte greu. Adică ca să vă dau un exemplu particular, da, tatăl meu la Spitalul Slobozia, care n-a avut COVID, odată internat la terapie intensivă, ca să poți să iei legătura cu medicul de acolo, trebuie să stau efectiv de pază în fața spitalului și să-l pândesc ca să putem să stăm de vorbă ce se întâmplă cu el. Asta a fost. Asta și... nu-i devine guvernantul, știți? Asta-i devine cine e acolo. Asta e o mare problemă a spitalelor din România. Am văzut, nu mai rețin la care spital, se face un centru din ăsta care să-i ajute pe oameni și să le dea voie să ia legătura cu rudele. Da, asta ar fi trebuit să existe din primul moment. Și pentru asta nu era nevoie de un guvern. Da, dar asta nu vindecă guvernanții, știți? Adică sigur. Cumva vindecarea trebuie să fie și dorită de cei care lucrează în minister. Nu în minister, pardon, în sistemul de sănătate. Adică de absolut toate persoane implicate de acolo. Vorbim vorbe mari de foarte multe ori anumite emisiuni de componența psihologică, dar ea nu există. Înțelegeți? Adică că sunt interese, sunt interese. Că, pe de altă parte, nu avem chestia asta de malpraxis care nu există în România, este un alt adevăr. O să revin la asta. Da, a fost toată campania aceea de anul trecut cu doctorii îngeri și îmi pare rău să spun, este iarăși o campanie extrem de proastă din punctul meu de vedere făcută. Care uite, nu o să mă întorc la chestiunea asta, pentru că astăzi nu mai avem efectiv timp, dar am reținut concluzia ta și e bine că ai intrat chiar la urmă, pentru că despre asta e vorba, despre oamenii care au avut de suferit și pentru ei statul ar trebui să corecteze aceste lucruri și pentru noi ceilalți care vrem să înțelegem mai mult. România în direct se încheie aici, eu sunt Cătălin Striblea și vă spun spor la treabă. Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la Europa FM.